V-ați mobilizat toate sindicatele din sistemul penitenciar. Da, după 3 săptămâni am revenit din nou cu același semnal de alarmă, pentru că în aceste 3 săptămâni am vrut 5 sau 6 drafturi ale acestei ordonanțe sau a proiectului de lege pe care probabil vor și-l asume cei din coaliție în Parlament, pe măsurile de austeritate. Am vorbit în ultima vreme cu membrii de sindicat, cu polițiștii de penitenciare și la nivel federativ am discutat, avem niște cerințe destul de ferme, adică excluderea polițiștilor de penitenciare la aceste măsuri de austeritate, care nouă ne va cauza foarte mult. Ne dorim în continuare aplicarea legii salarizării integral, pentru că sporurile încă nu ni se aplică pe funcția pe care ne-a fost mărită acum câteva luni de zile. Deci nu putem vorbi de un nou draft și de o nouă lege a salarizării atât timp cât nu a fost aplicată cea veche. Rămânem în continuare cu normele de echipare și norma de echipare și de hrană neactualizate de aproximativ 3-4 ani de zile. Avem foarte multe posturi neocupate, adică lipsă de personal. Și asta se vede cu toate. Se vede în activitatea pe care noi o desfășurăm, este din ce în ce mai greu și pe fondul acestor nemulțumiri și a refuzului de a mai efectua ore suplimentare, încep să se vadă cu adevărat greutățile în sistemul penitenciar. Aici vorbesc și la de cine este asigurată? La momentul de față, până nu se împlinește fondul de timp lunar pe care angajații sunt obligați să și-l asume spre sfârșitul lunii, este asigurată cu cei care și-o asigurau și până acum din cadrul plutoanelor. În cazul refuzului de ore suplimentare, din nou conducerile unităților penitenciare vor trebui să găsească soluții de avarii, exact cum s-a întâmplat și luna trecută, adică probabil alți angajați din alte sectoare de activitate care poate nu sunt familiarizați cu sectorul operativ. Mă refer la pază, supravegherea deținuților, nu știm. Acum depinde ce vom hotărâ și cu conducerea unității. Mai târziu, la ora 10:30, avem un consiliu de conducere pe ceea ce se anunță spre sfârșitul lunii, adică din nou refuzul de ore suplimentare, pentru a identifica noi soluții pentru asigurarea cel puțin a o treime din activitățile cu deținuții. Condițiile de lucru, domnule. Condițiile de lucru se știu la nivel central, aici mă refer la nivel de administrație națională a penitenciarului, cât și la nivelul Ministerului Justiției. Săptămâna trecută o așteptam pe doamna Alina Gorghiu, dar din păcate și-a amânat vizita la penitenciarul Poarta Albă. Am fi vrut să-i arătăm în ochii dumneai exact în ce condiții lucrăm, cum ne desfășurăm. Ce să vadă? Să vadă condițiile de muncă pe care le-am văzut și acum 20 de ani, când am intrat eu în sistem și sunt și în momentul de față. Adică lipsa investițiilor, adică nimeni nu și-a bate atenția de la nivel central asupra penitenciarului nostru. Am mai spus-o, sunt unele penitenciare unde s-au mai investit de-a lungul timpului. Aici am cam fost lăsați de izbeliște și ușor-ușor cam se duce și răbdarea noastră. Adică gândiți-vă că sunt oameni neschimbați din posturi, stau câte 12-13 ore, lipsa toaletelor și mult mai multe, pe secțiile de deținere, lipsa căldurii, pe holuri. Adică se vede în munca angajaților. Toată ziua vorbim despre drepturile deținuților, dar niciodată nu ne uităm și la drepturile angajaților, în ce condiții muncim. Că până la urmă ne desfășurăm și ne petrecem aproape aceeași perioadă, la fel ca și deținuții. Deci mulțumim. Cam ne facem pedeapsa cot la cot cu ei. Numele dumneavoastră? Bogdan Trăistaru, sunt reprezentantul SPP Constanța.